Salutare tuturor! Live-ul de azi nu a fost anunțat, așa că nici nu am pretenții să am foarte mult public la acest live. Îl fac la această oră, deoarece ora inițială, ora 17, ora Olandei, nu îmi va permite să fac acest lucru. Deja am ora ocupată cu altceva, dar mi-am rezervat o oră și câteva minute pentru a face acest live și pentru a explica câteva idei referitor la asset-uri versus liabilities. De ce aș vrea să folosesc acest termen în engleză? Deoarece în română are atât de multe conotații încât dacă îl întorci puțin, își schimbă înțelesul. De exemplu, dacă spui active versus pasive, ok, se înțelege că activele ar fi cele care îți bagă bani în buzunar versus pasivele cele care îți scot bani din buzunar. Dar dacă spui venituri active versus venituri pasive, înțelegi că veniturile active sunt cele pentru care tu trebuie să depui efort, adică, de exemplu, locul de muncă, versus veniturile pasive care îți oferă un confort, ceea ce îți modifică puțin înțelesul doar dacă îi schimbi câteva cuvinte. Așa că asset-urile versus liabilities. Asset-urile sunt cele care îți bagă bani în buzunar și liabilities-urile sunt cele care îți scot banii din buzunar. Mult mai simplu ar fi să înțelegem că asset-urile sunt cele care se apreciază în timp, adică nu își pierd din valoare, versus liabilities-urile care își pierd din valoare de cele mai multe ori, sau ești nevoit să plătești foarte mult pentru ele, iar la final, dacă ai face un calcul foarte detaliat și foarte minuțios, o să vezi faptul că nu este chiar atât de rentabil perioada în care tu ai plătit, a adus un cost mult mai mare. Dar mai mult decât atât, eu vreau să pun foarte mult accent pe sacrificiile pe care trebuie să le faci, mai ales când vii dintr-o clasă socială de jos și vrei să te ridici, vrei să urci pe anumite trepte care să îți confere un viitor mai liniștit. Am trecut prin situații de acest gen și pot spune de la bun început că nu este pentru toată lumea. Vei pierde foarte mult în timp. Dar haideți să o luăm pas cu pas și să dau câteva exemple de asset-uri, adică cele care îți vor băga bani în buzunar. Putem să includem aici terenuri, dar bineînțeles, terenuri în zone bune. Una este să ai un teren în Cluj, unde valoarea crește continuu, și alta este să ai un teren în, nu știu, îți dau un exemplu, într-o localitate din județul Călăraș, unde nu ai foarte multe avantaje și prețul o mai ia și în jos. Acțiuni la bursă. Dar la fel, trebuie să-ți faci un research pentru a-ți include în acel portofoliu companii cu potențial de viitor. Adică, să luăm un exemplu. Dacă o companie care acum 20 de ani umplea sifoane, era listată la bursă, în acea perioadă ți-ar fi adus un venit, ok, zic eu. Dar apoi, ideea asta de a umple sifoane a dispărut. Acea companie ar fi pierdut din valoare și ți-ar fi adus pierderi. Tocmai de aceea, când incluzi în asset-uri acțiunile la bursă, trebuie să-ți faci și un research bine meritat. Titlurile de stat. La fel, ai o dobândă fixă. Dacă acționezi prin puterea dobânzii compuse, de la an la an îți poți crește valoarea cu ajutorul acestui asset. Imobiliare. Și aici vreau să menționez faptul că în momentul în care ai cumpărat o casă, dacă o închiriezi, nu dacă locuiești în ea, dacă locuiești în acea casă, aia se include la liabilities, pentru că îți scoate bani din buzunar. Nu vreau să intru foarte mult în detalii, pentru că sunt persoane care sunt atât de mult atașate de locuință, sunt atât de mult atașate de mașină, încât și dacă le explici pe hârtie că sunt liabilities, că doar scot bani din buzunar, vin cu argumente
care îmi arată că este doar feeling. Da, dar unde aș locui? Da, dar dacă n-aș avea această mașină, cum aș merge la locul de muncă? Dar o să ajung și la mașină. Vreau să mă opresc prima dată la partea de imobiliare. În momentul în care cumperi o casă și o închiriezi, iar valoarea chiriei este mai mare decât costurile pe care tu le ai cu ipoteca, cu asigurare și lucruri de acest gen, atunci este un asset. Dacă tu ai primit chirie 1500 de euro pe lună, dau exemplul din Olanda, ceea ce cunosc din experiență proprie, și costul lunar pentru acea locuință este de 1000 de euro, tu ai pus în buzunar 500 de euro. Acum știu că vor veni idei de genul și dacă se strică ceva și dacă vei avea probleme. În Olanda sunt servicii pe care le plătești cu un abonament lunar, 2, 3, 5 euro, iar în cazul în care ai o problemă cu acoperișul, cu centrala termică, cu mai știu ce alte chestii, doar suni și vine și îți rezolvă. Mai mult decât atât, dacă sunt servicii acoperite de probleme acoperite de asigurare obligatorie a locuinței, nici nu îți faci probleme. Deci ai închiriat cu 1500 de euro casa, ai un cost lunar de 1000 de euro, 500 de euro îți vin în buzunar, deci este un asset. Obiecte de artă, la fel, valoarea lor este în continuă creștere. Mașini de colecție, la fel. Poate acum 100 de ani o mașină Mercedes s-ar fi vândut cu un preț nesemnificativ la acea perioadă. Dar valoarea în timp i-a crescut și o mașină care a fost vândută prost în trecut, deoarece încă rezistă și a devenit o mașină de colecție, prețul i-a explodat. De partea cealaltă, când cumperi o mașină, ok, ai cumpărat o mașină și îți faci un profil pe o aplicație unde poți să îți închiriezi acea mașină. Dacă venitul din închirierea mașinii tale este mai mare decât asigurare, impozit, costuri lunare sau anuale, dacă vreți să vedeți mai multe detalii despre costul cu mașina, aveți un clip pe acest canal, sunt 23 de costuri la număr, iar în momentul în care îți faci un calcul, pe mine personal m-a uimit să văd câți bani plătesc lunar pentru mașină, sumă de care eu nu mi-aș fi putut imagina că o scot din buzunar. Bineînțeles, când tu te uiți, păi da, de în februarie nu am dat decât 150 de euro. Nu te uita ce ai dat în februarie. Fă-ți un cost pe un an întreg și apoi împarte la 12 luni și vezi dacă mai ești chiar atât de mulțumit de costurile pe care le ai cu mașina și dacă acea mașină mai îți dă senzația că este un asset. Vă dau un exemplu. Eu am achiziționat în trecut o mașină în valoare de 10.000 de euro. Am ținut acea mașină undeva la 3 ani, iar după 3 ani am vândut acea mașină undeva cu 5.500 de euro. Deci eu am pierdut în 3 ani 4.500 de euro doar din devalorizarea mașinii. Nu mai pun că au fost asigurări, casco, combustibil, substanță pentru curățarea parbrizului, ulei, service, schimbat cauciucuri, toate astea puse la un loc au valorat peste 7.000 de euro. Împărțit la 3 ani și apoi împărțit pe lună, mi-a dus un cost enorm de mare. Eu mă băteam cu cărămida în piept, păi nu, că asta mă duce la muncă și că eu câștig bani și lucruri de acest gen. Dar în momentul în care am făcut comparație între venitul adus de la jobul respectiv minus costurile cu mașina, mi-a rezultat un venit lunar mai mic decât dacă aș fi mers în localitatea unde stăteam și luam un job într-un domeniu aleatoriu. Deci venitul era mult mai mic. Cu toate că eu la sfârșit de lună, când mă uitam pe un fluturaș de salariu, venitul era mare, dar nu intram foarte mult în costurile cu mașina. Și asta mi-a dat foarte mult de gândit mai apoi. Am făcut și un clip pe canal, îl găsiți, puteți să vedeți,
toate acele costuri la care mulți nu se gândesc, cum ar fi costul cu parcarea, cum ar fi costul cu amenzi. Fă-ți un calcul, câte amenzi ai luat în ultimii 2 ani, pune-le acolo, sau în ultimul an, calculează-le pe toate și vezi la ce sume ajungi. De partea cealaltă, la liabilities, după ce că, ok, trecem de partea asta cu mașina, am explicat-o. Dacă o cumperi și o închiriezi, este un asset, dacă o cumperi și o folosești în interes personal, este liabilities, adică doar îți scoate banii din buzunar. Mai mult decât atât, împrumuturile bancare. De exemplu, tu vrei să-ți achiziționezi un lucru, un bun, dar nu ai banii necesari. Tu ții un împrumut bancar. Și ce este un împrumut bancar? Este luarea banilor din viitorul tău cu un cost extra, acea dobândă. Ăla este un liabilities, pentru că tu nu ți-l permiți acum, un serviciu bancar ți-l oferă, dar tu trebuie să întorci acea sumă înapoi, plus, bineînțeles, o dobândă. Ipoteca la casa în care tu locuiești este liabilities. Poate acum mulți mi-ar sări în cap. Dar dacă faci un calcul pe hârtie foarte detaliat, o să vezi că este liabilities. Mai mult decât atât, în momentul în care ai achiziționat o casă, flexibilitatea îți dispare. Dar în acest detaliu am intrat în clipurile anterioare, puteți să mergeți și să căutați pe canal și o să înțelegeți acest lucru. Vreau să mă rezum doar la asset versus liabilities. Eu când am achiziționat locuința în care locuiesc, în Olanda, ceea ce plăteam în ipotecă plus costurile aferente lunare erau mai mici decât dacă aș fi stat în chirii. Lucrurile s-au schimbat între timp. În acest moment, costul pentru mine, pentru locuință, este mai mic decât pentru cel care merge și stă în chirie. Cum s-a schimbat acest lucru? Ei bine, este simplu. În orașul în care eu stau, primăria a primit un teren, bine, l-a primit, l-a cumpărat și a mai construit câteva locuințe pe acel teren. Numărul locuințelor a crescut, au fost date în chirie la un preț mai mic. În acest moment, pentru mine, locuința în care stau mă costă mai mult decât dacă aș fi stat în chirie. Știu că mulți ar spune, păi da, dar se apreciază în viitor. Da și nu. Am avut exemple de persoane care au cumpărat locuință în Olanda și au vândut după o bucată de timp și au făcut profit și unul chiar consistent. Și am avut exemple de persoane care au cumpărat locuință în România la un cost mult mai mare decât ceea ce au vândut ei mai apoi. Deci, în afara faptului că au plătit în fiecare lună impozit, utilități, toate cele necesare, în momentul în care a vândut locuința, a vândut-o cu un preț mai mic. Tocmai de aceea zic că foarte mult contează și zona în care tu achiziționezi o locuință. Un alt lucru care este liabilities este vorba de creditul pentru studii. În România poate încă nu s-a ajuns la acest nivel să iei credit pentru studii, dar în țările vestice asta se practică, credit pentru studii. Cunosc persoană care la vârsta de 48 de ani a reușit să-și achite creditul pentru studii. Vă gândiți doar la faptul că între vârsta la care el a terminat de achitat creditul pentru studii și vârsta de pensionare era mai puțin decât perioada în care el a început să facă studiile și perioada în care și-a terminat creditul de plătit. Deci este un liabilities. Mai mult decât atât, telefonul pe care l-ai în buzunar, dacă nu-ți produce bani, este liabilities. Laptopul, la fel, îți scoate bani din buzunar, este liabilities. Mulți au senzația că își cumpără un lucru și îl consideră asset, dar de fapt este un liabilities. Doar îi scoate bani din buzunar. Și aici pot să enumăr
o sumedenie de lucruri, printre care mașina, cum am spus, laptopul, casa în care stai, telefonul pe care îl schimbi periodic la 1-2 ani, hainele pe care mulți le cumpără pe ideea, păi data dacă nu m-aș îmbrăca bine, nu aș putea să obțin un contract, nu aș putea să închei un business sau lucruri de acest gen. De multe ori și aia este tot un cost care doar îți iese din buzunar și nu îți aduce nimic. Dar vreau să pun foarte mult accent pe investiții astăzi. De ce? Deoarece prin asta eu am trecut și știu că sunt mulți cei care mă urmăresc și sunt la un nivel de jos cu veniturile. Provin din medii unii defavorabile și mulți nu înțeleg. Sunt persoane care trec prin ceea ce și eu am trecut cu ani în urmă. Când iei decizia că vrei să-ți schimbi viața, de multe ori vei pierde. Vei pierde prieteni, vei pierde susținerea celor din jur, vei pierde persoane apropiate. Pentru că vei face niște schimbări care pe mulți îi va deranja. Am trăit pe pielea mea acest lucru și pot să spun că feeling-ul pe care eu l-am avut a fost că cei din jurul tău nu îți vrea răul, prietenii sau rudele sau familia, ci doar ei înțeleg că tu schimbându-ți comportamentul nu vei mai face parte din grupul respectiv. Și faptul că unii încearcă să-ți bage bețe în roate, să-ți spună nu este bine, nu te băga, nu face anumite investiții sau anumite sacrificii, este doar din simplul fapt că înțeleg că dacă tu vei ajunge să reușești în ceea ce îți propui, nu vei mai face parte din grupul lor. Vei ajunge la un alt nivel. Acei oameni care mai târziu vor veni să-ți spună, ai uitat de unde ai plecat. Nu uiți de unde pleci, ci doar înțelegi de unde ai plecat, nu îți place ce ai făcut înainte și nu te vei mai întoarce să repeți acele acțiuni. Pentru a înțelege de unde am provenit eu am crescut în familie monoparentală. Am locuit doar cu mama. Situația financiară a familiei nu a fost una wow. Tocmai de aceea eu am început să muncesc de mic. Dar diferența a fost alta. Obiectivele pe care eu le-am avut de mic nu au încetat să dispară. Nu au încetat să rămână acolo. Au rămas întipărite și am fost focusat asupra acelor obiective. Primul obiectiv a fost să plec din România. Înțelegeam, văzând lumea din jur, că lucrurile nu se mișcă în avantajul cetățeanului de rând. Și cu cât petreci mai mult timp acolo, te înrădăcinezi într-un sistem care nu îți oferă confortul să îți atingi anumite obiective și aici mă refer în mare parte din punct de vedere financiar. Am avut foarte mulți prieteni cu care, nu știu, pierdeam timpul în weekend să stau să merg să joc fotbal sau să mergem să jucăm remi, să jucăm, nu știu, table, șah, lucruri de acest gen, care mai târziu au fost genul de persoane care, bine, m-ai uitat când mergeai și băteai mingea cu noi pe Maidan și acum vii să-mi spui mie că să stau să bat mingea pe Maidan este timp mort și nu mă ajută cu nimic. Da, asta înseamnă să te schimbi, asta înseamnă să ai o altfel de viziune asupra vieții. În momentul în care cineva m-ar fi cunoscut la vârsta de 17-18 ani și apoi ar fi făcut o pauză și m-ar fi cunoscut apoi după vârsta de 25-26 de ani, ar fi spus că sunt cu totul și cu totul altă persoană. Recunosc acest lucru. Sunt o persoană care m-am schimbat enorm de mult, dar scopul a fost doar pentru a-mi atinge anumite obiective. Știu că am pierdut unele persoane. Știu că nu sunt susținut de multe ori, dar asta nu mă oprește să-mi ating obiectivul pe care eu mi l-am propus. Mai exact, dorința mea este să nu mă înconjor cu oameni care nu mă ajută în progresul meu. Și atunci am fost nevoit să renunț la unele persoane sau alte persoane au fost nevoite să renunțe la mine din simplu fapt că viziunea mea asupra lucrurilor erau altfel.
De exemplu, în 2017 eram în Olanda un număr mai mare de prieteni. Dacă obiectivul meu era să cresc în venituri, să pun accent pe educație, să încep să fac investiții cu sume mai mari de bani, atunci evitam anumite costuri stupide pentru mine. Erau prieteni care plecau sâmbătă dimineață în centrul orașului să-și bea cafeaua la terasă și făceau costuri de 30, 40, 50 de euro doar pe consumuri de genul ăsta, un suc, un sandwich, o cafea, o masă în oraș și lucruri de acest gen, iar eu spuneam, bă, dacă vreau să-mi beau cafea, o fac acasă și o beau. Costul unei cafele în centrul orașului, 2,75 euro în acea perioadă, ceva de genul ăsta, versus costul unui borcan de cafea instant, undeva la 5 euro și ceva. Deci două cafele băute în centru, ți-ar fi acoperit costul cu un borcan de cafea instant pe care trebuia să o pregătești acasă. Atunci vă dați seama că cei din jurul meu veneau cu caracteristici de genul ești chitros, o să mor cu banii, nu-ți pasă de cei din jur, nu mai vrei să faci parte din grupul nostru și lucruri de acest gen. Dar pe mine prea puțin mă interesa părerea lor. Eu vedeam că erau oameni care vineri luau salariul, în acea perioadă salariul era plătit săptămânal, iar joi veneau și spuneau, abia aștept mâine să iau banii pentru că mai am 10 euro în cont. Wow, super! Eu nu vreau să ajung la acest nivel să spun că mai am 10-20 de euro în cont. Dar așa cum am spus, îi înlături de lângă tine și cei care cu adevărat vor rămâne să te sprijine sunt cei care și ei descoperă că există și un alt stil de viață. În momentul în care am decis să fac content în YouTube, nu vă gândiți că pe acest canal sunt abonate persoane din familie. Nu vă gândiți că pe acest canal sunt persoane abonate din trei rude. Nu. Nici măcar foști colegi de școală. Nu. Pentru că, așa cum am spus, în momentul în care vrei să faci altceva, ești catalogat altfel. Și am început cu ideea asta de a crește venitul activ și a-mi păstra stilul de viață la fel. În momentul în care eu merg să-mi cumpăr articole vestimentare, nu vă gândiți că arunc cu bani în stânga și în dreapta. Dacă în 2016 câștigam 1700, 1600, 1700 de euro și cheltuiam în momentul în care mergeam să-mi cumpăr articole vestimentare, nu știu, 50, 60, 70 de euro, acum s-a schimbat în preț doar, cum să spun, impactul inflației. Adică eu cumpăr tot aceleași produse, poate, doar că s-a modificat prețul puțin în funcție cu inflația. Nu merg acum să-mi cumpăr haine mult mai scumpe sau încălțăminte mult mai scumpă sau să fac anumite lucruri care să-mi scoată bani din buzunar. Știu, ești chitros, ești... Nu mă interesează. Scopurile mele sunt bătute în cuie. Până nu mi le ating, nu voi arunca cu bani în lucruri care nu îmi aduc venit înapoi. De exemplu, poate repet acest lucru și devine plictisitor pentru unii, eu până săptămânile anterioare, 3-4 săptămâni, am avut iPhone 7. Nu mă deranja cu nimic. Să scot telefonul din buzunar, să-l pun la ureche, să vorbesc cu cineva, să stau pe Messenger, să stau pe Facebook sau să fac o poză cu familia, îmi era îndeajuns iPhone 7. Știu că sunt mulți care aveau iPhone 13, iPhone 14, chiar în comunitatea acestui canal. Dar pe mine prea puțin mă interesa. Scopul meu, cum am spus, este bătut în cuie. Acum poate mulți vor veni cu idee, bine mă, și ce vrei să faci? Vrei să te îngropi cu bani? Nu. Departe de mine acest gând. Coșmarul vieții mele pot spune că este vârsta de pensionare. Acea vârstă care este în continuă creștere. Cum vedem că în Franța au fost proteste, oameni nemulțumiți, oameni care au ieșit în stradă
Gândiți-vă doar că în acest moment în Olanda vârsta de pensionare este de 67 de ani la bărbați. Cum medicina evoluează, avem toate șansele ca peste 30 de ani vârsta de pensionare să nu mai fie la 67, ci să avanseze pe la 70-75 de ani. Calculați-vă vârsta pe care voi o aveți în acest moment. Câți ani mai aveți de muncit până la vârsta de pensionare la calculul de acum? Dar dacă vârsta de pensionare ajunge la 75 de ani, eu nu vreau să ajung până acolo. Vreau să îmi permit să îmi aloc timpul așa cum vreau eu. De exemplu, acum 2 săptămâni am experimentat săptămâna cu 3 zile de muncă. 3 zile la muncă, 4 zile acasă. Bineînțeles, împreună cu weekendul. A fost ok, doar că poate nu eram încă pregătit. Adică au fost momente în care pierdeam noțiunea timpului, era joi și eu aveam senzația că este sâmbătă, a venit ziua de vineri și a trebuit să merg să iau pe cel mic de la grădiniță și făceam confuzie între ore și lucruri de acest gen. Dar nu zic că este un lucru rău. Vreau să-mi pot organiza timpul așa cum doresc eu împreună cu familia. Nu să-mi spună un angajator, chiar și la vârsta de 50 de ani, Marius, trebuie să faci aia. Sau, Marius, vrei să vii la overtime sâmbătă? Nu. Când îți faci astfel de plan, nu îți faci plan de îmbogățire. Tocmai de aceea, când am început să investesc, am făcut-o în instrumente care să îmi asigure un venit, un cash flow. Fie că vorbim trimestrial, anual, lunar și așa mai departe. Când îți faci un astfel de plan, nu te aștepți că tu investești 400, 500, 700 de euro pe lună și tu vei deveni bogat la nivelul în care să îți permiți, nu știu, iaht, să îți permiți o insulă privată. Nu. Tu ai un plan bine conturat, bătut în cuie obiectivul, ce vrei să faci, și tu doar acționezi în acea direcție. Tu nu ai așteptări de bazme, nu știu, că va crește Dogecoin până la Dumnezeu și o stație mai încolo. Tu nu ai așteptări că Shiba Inu va ajunge la un dolar. Tu ai un portofoliu bine conturat în care tu investești lunar cu scopul de a-ți cumpăra timpul înapoi. Este, cum să spun eu, un obiectiv care m-ar mulțumi. Ăla ar fi singurul lucru care mi-ar oferi, cum să spun, mulțumire de plin. Să am control asupra timpului meu. Mai mult decât atât, în acest moment am 2 copii. Ok, sunt mici, 5 ani și aproximativ 2 ani, dar ei cresc. Ei vor fi nevoiți să meargă mai târziu la o facultate. Costul pentru un an de facultate în Olanda în acest moment este undeva în jur de 30.000 de euro. 2 copii înseamnă 240.000 de euro pe durată de 4 ani doar. Nu mai spun dacă vor să facă ceva în plus. Atunci, intră o variantă. Ar putea să-și ia credit pentru studii. Dar dacă ați ascultat clipul de la bun început, ați înțeles că acele credite pentru studii sunt liabilities. Adică doar le vor scoate bani din buzunar pe o perioadă foarte lungă de timp. Tocmai de aceea eu nu voi căuta să îi las să facă acel lucru, pentru că înțeleg că în loc să îi ajut, mai mult le nenorocesc viața. Mai mult decât atât, un portofoliu conturat în baza unor companii solide, plătitoare de dividende, le poate oferi și lor mai târziu confortul de a alege dacă vor să meargă să lucreze sau nu. Știu că mulți vor spune, păi da, dar dacă nu se duc, înseamnă că vor fi golani pe stradă. Păi atunci intervine un alt lucru. Educația pe care noi, ca și părinți, le oferim copiilor. Dacă noi îi lăsăm în grija,
nu știu, profesorilor, educatorilor și sperăm să iasă doctori docenți doar din educația pe care eu o primesc la școală, unde acolo avem un profesor, un educator la 10, 15, 20 de copii, iar noi acasă să nu oferim nimic pentru a contribui la educația copiilor, atunci înseamnă că da, avem toate șansele ca acei copii să fie lăsați de izbeliște și să își aleagă un viitor nu tocmai strălucit pentru ei. Dar dacă noi contribuim cu acei 7 ani de acasă, și acei 7 ani de acasă nu înseamnă doar nu înjura pe stradă, mergi frumos pe stradă, înseamnă să îi oferi copilului ceea ce ești tu. Dacă tu ești o persoană civilizată, disciplinată, organizată, serioasă, corectă, punctuală, copilul doar te copiază. Și atunci trebuie să lucrezi doar la tine, iar urmașii doar te copiază, conturând un astfel de portofoliu pentru ei, așa cum am spus. Ei poate să spună, ok, sunt mulțumit, am 2-3 zile libere, nu am de ce să mai depun foarte mult efort. Eu, dacă nu am avut această posibilitate oferită din partea părinților, asta nu înseamnă că și eu, la rândul meu, trebuie să-i las să urmeze aceeași traiectorie. Este o diferență enorm de mare între familii din Olanda care în acest moment își permit deja confortul de a-și alege dacă vor să lucreze 5 zile sau vor să lucreze 2 zile pe săptămână, iar mai apoi au posibilitatea să ducă copiii la fotbal, la not, la gimnastică, la tot felul de activități extrașcolare, versus eu care mi-aș permite, să spun în acest moment, plus minus 2 zile pe săptămână să fac acest lucru. Și nu că există invidie, eu nu am niciodată invidie asupra unei persoane, ci am viziune de genul, așa vreau și eu să ajung. Dacă X a putut, înseamnă că voi putea și eu. Dar bineînțeles, aici, cum am menționat, include foarte multe sacrificii. Veți avea ocazia să stați de vorbă cu persoane apropiate, care nu vor fi de acord cu voi. Dacă vrei să-ți faci un business, nu te duce să întrebi un muncitor cum să-ți faci tu acel business. Am trăit pe pielea mea acest lucru și stăteam de vorbă cu anumiți prieteni și mă întrebeau, oh, Marius, și ce mai faci, cu ce te ocupi? Și discutam despre un business pe care doar îl începusem în acea perioadă și din 4 persoane, una nu a fost să spună, da, băi, super, merge, treabă bună. Nu. Oamenii erau axați pe negativ. Bă, și de unde știi tu, mă, că merge? Și de unde știi tu că vei avea clienți? Tocmai de aceea, să te duci să stai de vorbă despre business-uri, despre a face o afacere, despre un startup, un muncitor, mai bine stai în banca ta, mai ia o carte și citește-o. Te va ajuta mai mult decât să stai de vorbă cu ei. Pentru a-ți face toată această transformare, trebuie să fii organizat în timp. Și aici mulți nu mă înțeleg. Am primit mesaje în privat, pe rețelele sociale, pe Messenger, Facebook, din partea oamenilor care vreau să spună, a, te-am găsit pe Messenger, te-am găsit pe Facebook, spune și mie ce părere ai despre această companie sau ce părere ai despre această criptomonedă. Și eu eram nesimțit și spuneam, timpul pe care eu mi-l aloc pentru canalul de YouTube este timpul pe care eu vreau să îl dau către acea comunitate. Că tu vii în privat să-mi adresezi o întrebare, înseamnă că eu trebuie să-mi rup timp dintr-o altă parte pentru a mă focusa pe ceea ce tu m-ai întrebat. Și lucrul acesta nu o să o fac. Acum o să spuneți, bine mă, da, nu cred că intra zile în sac dacă tu îi răspundeai lui ăla. Asta da. Dar când primești 30 de întrebări de la 30 de persoane diferite și tu trebuie să aloci 10 minute pentru fiecare, la 30 de persoane reprezintă 300 de minute. Împărțit la 60 de minute înseamnă 5 ore. 5 ore pe care eu să le am undeva la dispoziția oricui. Asta nu se va întâmpla, pentru că nu am de unde să iau acel timp. Și pentru a te organiza cu timpul, trebuie să faci o diferență între timpul mort
și timpul viu. Și aici apare o altă problemă, pentru că mulți nu vrem. Vrem să stăm în zona de confort, vrem să rămânem într-o zonă în care să nu depunem foarte mult efort. Timpul mort poate reprezenta statul pe TikTok, statul pe Instagram, navigarea aiurea pe YouTube, shorturi, statul la pălăvrăgeală cu niște prieteni despre a, nu știu, tot felul de bârfe despre altul, sau să stai să asculți o melodie de 10 ori, ăla este timp mort. Să stai să spargi semințe cu o persoană care doar îți aduce niște subiecte de discuție care nu te ajută cu nimic, este timp mort. Știu că acum sunt drastic cu lucrurile de genul ăsta și mulți veți spune, tu te bă de aici, lasă-mă în pace, adică să nu mai stai eu deloc pe TikTok. Da, eu când mi-am reorganizat timpul și am eliminat rețelele sociale de genul Facebook, Instagram, TikTok, bla bla bla, multe chestii de genul ăsta, am descoperit că eu pierdeam pe săptămână undeva la vreo 17-20 de ore. Dacă vă faceți un calcul, intrați în telefon, în setări și vedeți cât timp alocați pentru fiecare aplicație. Dacă vă faceți un calcul pe săptămână, o să rămâneți uimiți. Nu zic să nu stai deloc, dar una este să ai o oră pe zi, așa cum am în acest moment, și alta este să ai atâta cât vrei tu, atât cât simți tu nevoia. În momentul în care mi-am recalculat timpul și am alocat acel timp către timp viu, și aici intră cursuri, cărți, mentori, să stai de vorbă cu oameni mai deștepți decât tine, să asculți content educativ. De exemplu, să mergi în mașină și să asculți muzică la radio versus să stai și să asculți o carte audio, în prima fază este timp mort, în cea de-a doua fază este timp viu. Ok, dacă tu vei asculta sau citi o carte de, nu știu, cel mai bogat om din Babilon, crezi că o să-ți spună în ce companii să investești? Chiar am primit o astfel de întrebare mai săptămânile anterioare. O persoană care spunea, bă, am ajuns până la jumătatea cărții, dar nu spune nimic decât niște informații basically generale. Păi se presupune că acea carte a fost scrisă cam acum 8.000 de ani în urmă. Credeți că în acea perioadă exista bursă? Credeți că în acea perioadă exista Amazon? Exista Coca-Cola sau multe alte companii de acest gen? Vă spun eu, nu. Acolo te învață să economisezi 10%, să-ți aloci acei bani către investiții pe care le înțelegi, să nu-ți arunci cu banii în stânga și în dreapta către anumiți schemări, de exemplu să-i dai zidarului din sat bani să cumpere aur. Nu, aia este o greșeală. Zidarului dă-i bani să cumpere cărămidă, dă-i aurifierului bani să cumpere aur și lucruri de acest gen. Alea sunt niște informații basically, dar te ajută în primul rând să ai un focus. Putem să observăm în această perioadă că oamenii nu mai au focus, nu mai au atenție, nu mai au răbdare. Mă uit pe canal în analitice și văd la un clip de 8 minute durată medie 3 minute, la un clip de 3 minute durată medie 1 minut și 9 secunde. Nu știu ce înțeleg acești oameni doar din câteva secunde. Când spui durată medie de vizualizare, înseamnă că au fost persoane care au urmărit peste un minut și au fost și persoane care au urmărit sub un minut. Eu nu înțeleg de ce unii își irosesc timpul să dea click pe un clip dacă știu că ei nu vor rămâne să-l urmărească până la sfârșit. Ok, sunt eu mai de modă veche, vind în perioada în care la televizor nu puteai să dai skip la reclame. Dacă urmăreai filmul de pe ProTV și începea la ora 8 și se termina la 22:30, aveai o oră de reclame în toată această perioadă, dar chiar și acel lucru îl văd pozitiv pentru că mi-a dat acea răbdare. Dau drumul la un podcast de 4 ore. Asta nu înseamnă că 4 ore voi avea doar content care să mă promoveze, să-mi dea mai multă valoare și lucruri de acest gen. Dar din 4 ore eu tot rămân cu 2-3 idei utile pentru mine. Tocmai de aceea mă înzestrează cu răbdare.
acea răbdare pe care o întâlnim și în investiții. Acele investiții unde unii au răbdare și așteaptă ca o investiție să ajungă la maturitate. Și aici vorbim de perioadă de 3, 5, 10 ani și sunt cei care n-au răbdare și investesc luni în speranța că vineri vor face 10x. Asta este diferența unde acționează răbdarea și unde nu își face prezență răbdarea. Revenind la ideea de investiții și planificare pentru termen lung, acest lucru poate să-ți aducă și dezavantaje, pentru că există posibilitatea ca o companie să dispară. Tocmai de aceea apoi intră vorba de ramificare. Diferența dintre ramificare și diversificare este una colosală. Mulți YouTuberi spun diversificare, dar ei investesc doar în piața cripto. Aia nu este diversificare, ci este ramificare. Dacă tu investești în Bitcoin, în Ethereum, nu știu, Solana, în tot felul de astfel de criptomonede, tu ai la bază tot piața criptomonedelor. Deci tu nu ai diversificare, ci tu ai ramificare. Când spui diversificare, spui cripto, bursă, companii plătitoare de dividend sau terenuri, obiecte de artă, metale prețioase și lucruri de acest gen. Atunci tu ai diversificare. Dar când îți faci un portofoliu și vrei să ai ramificare, trebuie să te uiți pe mai multe nișe. Te duci și către tehnologie, te duci și către consumerism, te duci și către educație, te duci și către resurse naturale și atunci tu acoperi mai multe nișe. În momentul în care îți creezi un portofoliu, eu zic, din punctul meu de vedere, să nu depășească pondere mai mult de 3% fiecare companie. Eu așa am făcut și mi se pare un lucru foarte ok. Chiar dacă o companie are anumite pierderi, cum a fost Rio Tinto, a tăiat în dividend, sau cum a fost AT&T, la fel, a tăiat în dividend, asta nu înseamnă că reduce venitul la jumătate. Înseamnă că am avut câteva procente pierdere, dar viziunea pe termen lung rămâne.